Municipalitatea a acordat clubului Dunăra un buget de aproximativ 2 miliarde lei vechi. Pentru lunile septembrie și octombrie și sportivii mai trebuiau să mai primească încă atât. Bugetul ultimelor luni ale anului nu a mai fost acordat pentru că municipalitatea s-a pus pe controlat secțiile sportive. Au fost descoperite unele nereguli, apărute din neștiință sau necunoașterea legii sau din alte motive, și lucrurile s-au blocat. Acționarii clubului sportiv au mandatat pe vicepreședintele clubului la conducere, dar cele întâmplate sunt o pată pe obrazul sportului giurgiuvean. Jucătoarele, conform contractului sportiv și a înțelegerilor care am avut cu conducerea, trebuie să-și primească lunar 560 de lei. Aceasta este o indemnizație, un suport modic, bănesc, pentru niște fete la 18-19 ani. Din păcate, acești bani nu au fost acordați nici pe septembrie, nici pe octombrie și iată, mai este puțin să termine și noiembrie. Ceea ce, pe mine mă nemulțumește, pentru că eu am vorbit cu ele, eu le-am promis, lumea mă cunoaște în această țară și nu numai în țară, vorbesc la nivelul cluburilor, dar și la nivelul federației ca un om serios, un om care, când a spus de-a lungul anilor ceva, s-a ținut de cuvânt. Echipa de handbal feminin a fost sprijinită timp de 6 ani de către Nova Force și a devenit prima secție afiliată la noul club. Prin cererea Nova Force de afiliere adresată municipalității, se stipula preluarea 18 jucătoare și a 2 antrenori, iar municipalitatea a fost de acord inclusiv cu bugetul secției de handbal feminin pentru tur și retur, defalcat pe luni. Însă echipa a ajuns în situația ca cu greu să mai încheie turul. Este o situație ingrată pentru mine că am ajuns aici. Sâmbătă avem deplasarea de la Târgoviște, o vom face, am înțeles de la conducerea interimară a clubului, vom merge în ziua meciului cu autocarul, meciul va fi la ora 10:30. Vreau ca cei care sunt cu sufletul aproape de sportul giurgiuvean și mai ales lângă echipa de handbal fete, să le spun că ne vom îndeplini obiectivul, acela este să nu retrogradăm. Promitem că pentru la anul, cu ajutorul oficialităților, asta implicând aducerea a cel puțin 2 jucătoare cu experiență, vom fi în primele 6 echipe din divizia. Auditul municipalității și modul cum acționarii au gestionat relația cu secțiile clubului au dus la blocarea activității normale a secțiilor sportive. Sfârșitul anului este aproape, multe secții sunt în fața finalului de tur competițional, iar pentru reluarea campionatului este nevoie de înțelegere între antrenori, sportivi și acționari.